Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou clip. Ei bine, astăzi n-am filmat la început, dar ne-am dat de treabă. Am adus chiriaș, să zic așa. Am început și am făcut tot scheletul. Trebuie să mai fac câteva, dar deocamdată ajung astea. Tot scheletul pentru a intra ele, urmează să fac scara de intrare. Și acum, înainte să încep să bag paie, că am făcut deja și cuibare, 1, 2, 3, 4, 5. Am făcut deja 5 cuibare, scândura de 10 cm jumate înălțime și vine cam așa. Fiecare scară se urcă pe un nivel, urmează să mai pun, să îndesez mai mult, să zic așa. Cam asta e. Ce vreau să fac acum? Vreau să mă apuc să dau cu amursă. Am luat o amursă ieftină de la Dedeman, nu am dat cine știe ce pe ea. Și apoi să-i dau un lavabil, un var, să fie tot alb. Și apoi încep să bag paie și poate în seara asta o să dorm aici. Acum nu știu cât ce consum o să am. Pereții sunt setoși, cred că, adică nu cred că consumă ceva de speriat. Cam așa vine. Eu o să dau cu bibineaua și cam asta e. Haideți că mă bag la treabă și vedem ce iese cu final. Am dat peste tot, inclusiv pe lemne. Chiar peste tot am dat. Lăsăm un pic să se usuce și apoi să-i dăm cu acel lavabil ieftin, bineînțeles, care l-am luat. Am dat cu ambursă și înăuntru, peste tot, aici la porceluș. Aștept să usuce, mergem la masă și apoi începem să dăm. Mergem să dăm cu var. Am început aici să fac un test, să vedem cum se vede. Bine, încă n-au s-a uscat amorsa. Asta e găleata ieftină care am zis. Blanc, super ieftină. Cam așa vine. E totul alb, urmează să se usuce. Acum ce i-am dat cu trafaletul și un pic cu pensula pe margini. I-am dat absolut peste tot. Nu mi-a ajuns și pentru jos. A intrat o găleată aici, până la urmă 35 de lei am dat, 35 a făcut, adică nu 85 de metri pătrați că scria pe cutie. De-aia e bine și așa. Jos o să mă bag să dau cu ăla clasic, ăla la pungă, ăla cum dădea mama aia înainte. Și iată-ne la final, este aproximativ ora 5 și jumătate. Sunt și un pic răcit astăzi, nu prea am putut să fac mare lucru. Dar haideți să vă arăt un pic ce am reușit să facem. Am pus această plasă legată frumos, destul de tare. Că dacă nu, mă scuzați, băga capul porcii, nu se știe niciodată. Inclusiv aici. Am pus inclusiv aici plasă peste tot. Ele sunt aici, sunt 9 găini și un cocoș. Aici am dat cu var din acela clasic, pentru că nu mi-a ajuns, încă trebuie să usuce pentru purceluși. Găleata aia nu mi-a ajuns, zicea 80 de metri pătrați, dar nu prea cred, am făcut decât o baracă sus acolo, decât cotineața la găini. Bine, e și pentru, în funcție de rigurozitate, cât de grosie, cât de... Na, era acolo, uite, cam așa, dar cam asta e. Aici n-am mai reușit să mai facem închiderea, o să pun ceva în seara asta provizoriu. Cât despre dormitul lor, le-am făcut o scăriță, în două cu treaptă de repau, să zic așa. Și de aici s-o ia în partea cealaltă, bineînțeles să nu încurce nici la ușă. Înăuntru deja e tot vărăi cu varul acela lavabil, albi destul de bine, pare că s-a și uscat. Am dat peste tot, inclusiv pe podină, le-am făcut niște scărițe pe acolo să cațăre, parcă ar fi pisicuțe, dar trebuie să cațăre. Trebuie să mai pun câteva scânduri, niște șipci așa ca să fie
Să fie mai mult spațiu, dar deocamdată am 10 bucăți. E suficient. Acolo în partea cealaltă le-am făcut cuibare, o să bag paie, dar aștept să usuce. Și cam asta e. În seara asta, bineînțeles, o să le închidem, o să le prindem pe câte una, să le închidem aici, să doarmă. Și mâine dimineață o să le dau drumul și o să coboare singure, că trebuie să coboare. Aici ce am făcut, aici am pus o plasă mai sus, să nu cumva să sară, oricum le-am tăiat aripile. Dar am pus o plasă ca să nu cumva să sară în partea cealaltă. Ne-am treabă cu ele, sunt foarte blânde, le-am de la maică, mi-am le-a dat. Sunt acea rasă Brahma sau ceva de genul. Și cocoșul e foarte mare. Da, deja am avut parte de două astăzi. Acolo s-au luat. Dar mâine o să aduc și purcelușii. Și de-aia am insistat un pic ca să termin și cu plasa. Să nu cumva să bage capul pe aici, că nu avem de unde să știm ce se întâmplă, cum reacționează ei, dacă s-apucă de ele sau nu. Și cam asta e. Urmează să dăm un pic de curățenie. Un pic de curățenie. Sper să se urce pe rampă. Și nimic. Cam asta e ce am putut să facem astăzi. V-am zis, mă simt foarte rău, sunt foarte răcit. Dar, ce să zic, mergem înainte. Am făcut încet, încet. Am astupat și pe sus, pe acolo am sigilat peste tot. Și acolo urmează decât să pun spumă. Și cam asta e. Cam aici, cam atâta din grajul nostru de aici. Vă mulțumesc și o seară frumoasă doresc.